succesul nu atrage numai lucruri frumoase, atrage și multe comentarii răutăcioase, atrage și invidii, atrage cârcotași care tot au ceva de comentat la adresa ceea ce faci tu. Și dacă o să vă loviți de aceste lucruri în viață, o să vă aduceți aminte că v-am spus lucrul acesta. Că nu toată lumea o să vă uitați dacă o să faceți lucruri frumoase în viața aceasta. Pentru că trăim într-o Românie și spunea cineva să ne ocupă tot timpul. Eu mai spun ceva, trăim într-o Românie în care oamenii nu sunt neapărat nefericiți sau e o problemă să ne fericiți, că ești nu fericit. Cred că e foarte important să participați la cât mai multe cursuri, la cât mai multe sesiuni, la cât mai multe tabere, știu eu, să cunoașteți oameni. Toate astea vă ajută pe voi la dezvoltare. Deci vreau să vă dezvoltați voi, că totul pleacă din noi. Înțelegeți? Nu vine cineva să te planteze într-un anume loc sau, știu eu, pică ceva din cer. Trebuie tot ce facem, facem cu forțele noastre. Indiferent ce o să faceți în viață, dacă o să fiți performer și o să faceți lucru ca la carte, nu o să aveți cum să dați greșe. Recordează să te trezești în fiecare dimineață și să zici, wow, încă zic cât de tare îi să trăiești și cât de fericit sunt. Asta e. Să urmezi pasiunile și să fii fericit. Și poate toată lumea zice că sunteți tineri, dar sunt oameni tineri care realizează lucruri incredibile și nu vă pierdeți timp cu prostii. Adică, de exemplu, dacă acum vi se pare că eu vorbesc niște prostii și că vă pierdeți timpul, nu mai stați aici. Plecați și faceți ce vă place. Pentru că aia o să vă aducă cea mai multă valoare.